atunci, iată cu cine începe echipa oaspete, nume destul de puțin cunoscute, care l-a făcut să piardă Naționala, cel puțin deocamdată. Pe lângă accidentarea lui Maxim, lipsesc steliștii, dar lipsește și Adrian Mutu, să nu uităm, jucătorul lui. Abia ce se părea că se liniștiseră apele la Națională, au venit însă în această primăvară meciurile cu Ungaria și cu Olanda, plată și lămâie în față. N-aș băga mâna în foc, dar să nu fim da? Răutăcioși. Iar după aceea a venit vestea năpraznică până la urmă pentru Victor Pițurcă, pe care am aflat-o la ora 6 fără un sfert, iată, la un an de închisoare cu suspendare pentru favorizarea infractorului, este vorba de cazul Valizariu. De mai multe ori însă expresia jucătorii din Trinidad și Tobago. Astfel încât nu a avut de suferit suprafața de joc. Oaspeții noștri din această seară combină la centrul terenului, pase multe, au jucătorii luptă atacantul echipei noastre, însă iată-i pe acești jucători care nu ne spun mare lucru nici acum, chiar dacă selecționerii lor, cei doi, Hudson Charles și Jamal Sabaz, ne promiteau la conferința de presă de ieri că după acest meci multe echipe din Liga 1 se vor interesa de fotbaliștii lui. Deocamdată am mai arbitrat și câteva meciuri amicale, România-Israel 0-2 în 2000, Milorad Majici, de menționat că arbitrul de rezervă, al patrulea oficial al acestei partide. Însă pierdem, da, pierdem balonul la jumătatea terenului, Andrei Bucar. Mai departe către Desi Teobald. I-am văzut pe jucătorii astrei, cu siguranță ți amintești, în această iarnă când au făcut acel turneu în Spania, Cupa La Manga. CSPTV a transmis atunci în direct toate meciurile astrei. Au încheiat în fanfar cu un amical cu CSKA Moscova. Liga se căuta cel mai mare scor înregistrat de Naționala României. Nu știu dacă va fi cazul în această seară. Justin Hoitzer prins în offside ceva mai devreme. Încă o dată construiesc frumos jucătorii oaspeți, capitanul lor Dan Sil Teobald și din nou foarte ofensivul fundaș stânga Jones, care centrează în careul nostru, iese loc la conducerea Naționalei României în 3 mandate până acum. Acum 15 ani a debutat Pițurcă. August, mai avem un amical cu Slovacia pe 14 august aici la București, va fi de asemenea în direct la Antena 1 și în septembrie vin meciurile de foc pentru ca Naționala României să încerce măcar barajul. Dar mulțumiți adversarii noștri din această seară cu scorul care este acum pe tabelă, deși ne avertizau ambii selecționeri că pentru ei scorul nu este important, ci vor să vadă cum joacă echipa. Și explica ieri Jamal Shabazz de ce sunt doi. Evident, nu l-am mai văzut până acum, joacă la Defense Force în campionatul lor intern. O competiție despre care colegul meu vă spunea, este formată din 8 echipe, toate profesioniste. În liga lor secundă există 12 echipe la nivel de semi-profesionism și apoi o mulțime de ligi inferioare într-o țară care nu are, cum spunea și Marius, nu are foarte mulți locuitori, doar 1.300.000. Noi să fie 5, să mai avem parte de unul de baraj pentru campionatul. Jucătorul de la Ordu Sport, din păcate, a retrogradat în liga secundă din Turcia cu echipa sa, Bogdan Stancu. Sigur, din istoria recentă, n-avem niciun dubiu din acest punct de vedere. În 2005, dacă vă amintiți, a mai jucat un amical cu Honduras în Austria, câștigat atunci de tricolori cu 3-0. Tot în 2005 jucasem cu câteva luni înainte o partidă amicală cu Nigeria pe stadionul Ghencea. Aceea Nigerie, da, care nu avea 11 oameni să-i pună pe foaie. Noroc cu Abiodun, care juca la FC Național. A venit de șlachi, da, la Naționala Nigeriei. Așa este, în fine, povești trecute. Revenim la meciul din această seară și vedem atacul oaspeților, care până acum nu-i banderola. Urmărea Carter acolo, însă Lobonț cu mult sânge rece a reușit să-l dribleze pe jucătorul advers. Iată-l pe Torje în flancul stâng, să vedem dacă nu, se duce pe șut pe piciorul drept, până la urmă nu a centrat cu stângul, însă nu a ieșit nimic nici din această fază. E adevărat că și oaspeții imediat s-au grupat în fața lui Torje, știind portarul echipei oaspete, Marvin Philip, nefericit la faza de mai devreme, i-a plasat excepțional aproape o oră de joc. Cu siguranță, dacă îi întrebăm pe spectatori și am auzit la pauză, se aștept.